Bună ziua și la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani România! La mulți ani ai umor! Sunt unul dintre viitorii politicieni ai acestei țări și m-am gândit să fur startul în campanie electorală, pentru că e singurul care nu s-a furat până acum. Vă mulțumesc! Am înființat de curând un partid, un nou partid care să-i pună cu botul pe labe pe ceilalți. Se numește Partidul Unității și Libertății Adevărate. P-U-L. Și ea. Îmi cer scuze că nu port sigla aici în piept, că mulți s-ar înscrie în ea. Este un partid de dreapta și când obosește dreapta încep cu stânga. Deviza noastră este fraiere, nu sta degeaba, pune mâna și fă treaba. Asta face și eu toată ziua. E bun, m-aș băga partidul ăsta. Și mai avem o deviză, îi zice ce ție nu-ți place, o dă-l încoace. Oh, ce bună e! Ziua Națională a României va fi pe... Nu pe 1, că nu-i președintele în Dubai, pe 12, nu că e în Tanzania, pe 17 în Grecia. Va fi într-o zi când președintele e în țară, nu știu când pică ziua aia. Miniștrii vor fi aleși în funcție de competențe, doamnelor și domnilor. Ministrul sportului să facă și el un sport. Ceva, nu știu, schi, bungee jumping, să fim siguri că nu se mai întoarce. Ceva periculos. Și dacă e ministră și are sânii mari, să sară coarda măcar. Oh my God! În slow motion. În slow motion. Frumos. Doamne ajută! Toată ziua ar sta la televizor. Toată ziua asculta-o non-stop. Pentru ministrul justiției mă gândesc să pun pe cineva care să facă ceva în sensul ăsta, să prindă și el un hoț. Nu știu, să vină cu Sebastian Ghiță în brațe și cu aia, cum o cheamă, Alina Bican în poală. Pentru ministrul mediului. Să planteze, domne, ceva, o ghindă. Și dacă iese stejarul, îl pune ministrul mediului. Mă gândeam la ministrul finanțelor. Trebuie să fie foarte atent. Știți că e problema asta cu card și cu cash. Ne fuge cash-ul din țară, oameni buni. Chiar cash a fugit. Ne fuge cash-ul. Să punem pe cineva, chiar și un fotbalist, numai să ne țină cash în țară. Pe cash-erul, pe... Chiriches. Chiriches. Foarte bună idee, sigur că da. Chiriches. Ce facem dacă nu mai avem cash? Plătim cu cardul la bagaboante, la cerșetori. Bagaboante! Nu, cerșetori! La bagaboante, așa. Ministrul apelor, să stea, domne, pe lângă noi. Să vadă ce avem nevoie, apă plată la doamne, apă minerală la băieți, la șpriț, acolo să stea. Ministrul culturii, atâta i-aș cere, ia fă nene o rimă. Foaie verde, foi de timbru, zi. Uite, ieri am prins un zimbru, gata. Niciunul nu meritați. Nu e vacă cum e zimbru. Da, bravo, 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 gata. Nu e vacă cum e zimbru, da. Nu mai îți dă unde intru. Foaie verde, foi de timbru, dai limbă, unde e zimbru. Unde e zimbru? Îl lipești pe foaie. Unde e filtru? Nu știu, dacă nu se pricepe la poezie, să facă versuri cântărețuri. Gheboasă, rupe banca. Nu, ceva mai constructiv, așa, repar banca, dar n-am cuie și să-i dau lui sorta bani să cumpere cuie să reparăm banca. Ministerul copiilor l-aș inventa. Vă dați seama că nimeni nu s-a gândit la asta, îi zice și mini-ster și nu s-a gândit nimeni la copii. De-aia îi zice mini, e pentru cei mici. Ministerul jucăriilor, păpușilor, desenelor, cadourilor, chestii de asta, nu ne interesează pe noi. O altă problemă esențială este Casa Poporului. Așa e. Ce popor stă în ea? Să se facă referendum. Cine să stă în ea, poporul sau milogii? Păi, dar nici nu se mai numește Casa Poporului, de asta au schimbat numele, se numește Palatul Parlamentului. Asta Parlamentul, așa e. Să nu avem pretenții. Păi nu se poate acolo. Eu aș face în Casa Poporului cel mai mare casino din Europa. Pe bune. Pe lângă faptul că aduce 80% din impozite la statul român, într-un an ne plătim datoria externă, ar mai fi încă vreo 3 aeroporturi în jurul Bucureștiului, studentele termină cu videochat-ul și cu OnlyFans, sau unde lucra. Mai este problema impozitelor. Nu voi impozita artiștii. Așa, da, așa. Că nu ne, nu, că nu ne impozitezi. Am și noi. Deci, tu nu ești artistă, deci... Bordea și Cheloo, de ce vă bucurați? Am zis artiștii. Păi da, el a zis că nu, de-aia nu... De-aia n-a aplaudat. Uite, pentru voi doi, pentru Bordea și Cheloo, aș da o lege. Să vă lase în pace ăștia cu roasturile. Că unul cu iarba, că altul cu nevasta. S-au lăsat amândoi. Excelent. O altă problemă este TVA. Taxa pe valoare adăugată. Ce tâmpenie. Uite, ce valoare adăugată la muzică, de exemplu. Cântă cineva o piesă de-a lui Delia. Ce valoare mai poate să-i adauge, chiar dacă o cântă mai bine decât ea? Aia. Ce valoare? Nu. Sau umorul. Cum să taxezi umorul? Căci că dacă a făcut mișto cineva de Natanticul, la amendăm. De unde să știe Natanticul că a făcut cineva mișto de el? Așa e. De unde știu ei, surzii, că face mișto de ei? Citesc pe buze, uite așa fac mișto de ei. Problema alimentară. Dacă votați partidul meu, vă promit că vă dau voie să mâncați făină de greieri. Ce? Vă dau voie orice. Dulceață de lăcuste, cârnați de șobolan, colivă de muște, lasagna de furnici, tot ce le mai trece prin cap de la Bruxelles. Ce-mi place să aplaud. Nu, scuze, scuze. De boulangerie, de franceză. Dacă ne votați pe noi, o să legalizăm și căsătoriile între orice. Între orice, între bărbat și bărbat, ornitoring și caracatiță, zebră și păduche, lanțul de la wc și toba de eșapament, orice, ADN-ul și geamandura, orice legalizăm. Cât vom fi noi la putere, benzina va fi gratis, oameni buni. Bun. Luați, vă dau cuvântul meu, cu mâna pe inimă. Luați benzină, puneți-vă și în damigen și tone de benzină. Vă vom taxa la kilometru, 10 euro kilometru. Votarea e o problemă foarte arzătoare, pentru că pentru votare nu vom folosi școlile, cum fac ăștia de acum. Nu, școlile sunt pentru copii, noi vom folosi WC-urile. Să vă spun cum. Dai buletinul la femeia de acolo, îți dă hârtie igienică cu numele partidelor, o folosești, dai hârtia înapoi, îți iei buletinul. Ăia cu numărătoarea vor avea probleme, dar sper să nu mai iasă PSD-ul sau PNL-ul sau alte P-uri. Problema Schengen-ului. Așa. Voi face în așa fel încât Schengen-ul să intre în România. Pentru că deja în Schengen au intrat pădurile noastre, petrolul nostru, gazele noastre, aeroporturile noastre. Mai un pic și intrăm și noi. Președintele României. Voi fi foarte atent la nume, să nu fie ceva care aduce ciumă. Ciucă, Ciolacu, Cioloș, Cățu. Trebuie ceva românesc, ceva care să-și ia salariu, să nu se priceapă la ce face. De exemplu, Natanticul. Da. Ar fi cel mai bun. E și nume românesc. Tantinicu. Ministrul Culturii. Aici mă mai gândesc eu sau Delia. Nu prea am șanse, nu am șanse, nu? Dar ce are ea și nu am eu? Exact. Bani! Nu, pe bune acum. Mă gândesc, ce are ea și nu am eu? Că dacă aveam eu ce are ea, eram miliardară în bitcoin. Ministrul de Interne. Cheloo. Mea-i e viața mea. Vă dați seama că ar avea o singură întâlnire cu angajații și un singur cuvânt. Liber! Tot anul. La mediu l-aș băga pe Bordea. Ia uite. Nu la ministrul mediului, la IQ. Țara noastră, România, i-aș schimba denumirea. Cum e un Olanda, țara la lelele, i-aș zice România, țara hoților, se știe. Nu că ar fi bine, vă dați seama, dacă toți hoții din lume ar veni la noi în țară cu ce au furat și ne-ar lăsa jumate numai ca să nu-i extradăm, am fi cea mai bogată țară din lume, le dăm căsuțe, femei, de toate le dăm. M-am gândit și la niște colinde pentru România, țara hoților. Aștept să-mi aducă chitara, Avem un președinte cantautor. Da. I-a furat pupitrul. Scolați! Colindă pentru țara hoților. Doamne ajută! Iată vin colindătorii, florile d'albe cu rangă la subțiorii. Florile d'albe poartă mască și mănuși, florile d'albe și încearcă pe la uși. Florile d'albe se colindă elegant, florile d'albe cu un spray paralizant. Florile d'albe și primești o lovitură, florile d'albe când ești cu sarmaua în gură. Florile d'albe dimineața te trezești, florile d'albe casa goală o găsești. Florile d'albe și nevastă taie goală, florile d'albe și ruptă de oboseală. Florile d'albe. De asemenea, am scris imnul Partidului Unității și Libertății Adevărate. Și zice așa. Ce mândru sunt de țara mea, ca un cioban de oaia lui, de noi nu ne nășteam în ea, ar fi fost țara nimănui. Ce mândru sunt de al meu neam, ca oaia de ai săi ciobani, că dacă țară nu aveam, stăteam în aer mii de ani. Avem conducători de clasă, chiar dacă-s fraieri sau jigodii, de competență nu ne pasă, noi îi alegem după zodii. Cu ei țara se mândrește, politicieni de nota 10, chiar de nu știe să citește, are succesuri și eșece. Eu am o țară ca o floare, fără săraci sau miliardari, parcări fără producătoare și moluri fără cocalari. Nu-i nicio groapă pe șosele, e o minciună mârlănească, că cei care au intrat în ele n-au mai ieșit să povestească. Guvernul face treabă bună și noi și ei salarii mari, 15 milioane avem pe lună, la noi lei vechi, la ei dolari. Te cerșetorii dacă te împiedici, dă bani și nu da glas mâniei, că poate-s profesori sau medici sau noi artiștii României. Votați partidul! Bravo! Ura! Ura! Pietreanu președinte! Pietreanu președinte! Am aflat că nu mai e voie să faci glume despre nimic, că nu e politically corect. Așa e, așa e. Nu poți să mai zici femeie urâtă, femeie proastă, femeie grasă, femeie slabă. Deci trebuie să facem mișto ca să mai existe glume de femeile perfecte. Uite. Și ce s-au gândit femeile perfecte? Băi, decât să facă ăștia glume despre noi, mai bine ne îngrășăm și nu mai face nimeni glume despre grase. Că n-am cum să fac glume despre grase. Ce să zic, o femeie era atât de perfectă încât nu putea să intre pe ușă. Nu, n-am cum. Despre ce să fac eu niște... N-am de cine să mă aleg de povești, nici atât. Albă ca zăpadă și cei șapte cum? Pitit? N-ai voie să zici pitit. Și cei șapte normali. Cei șapte băieți cu o înălțime mai mică decât a mea. Da. Ce-am zis? Albă ca ce? Ca zăpadă? Albă? Se supără. Nici neagră ca noaptea, nici albă ca zăpadă. Gri ca asfaltul, așa vom numi. Albă ca zăpada galbenă. Serios, nu mai știu despre cine. Toți sunt minorități, toți au drepturi, toți îmi iau amendă dacă mă iau de oricine. Numărul 1. Îl urmăresc de acum 30 de ani de la Vacanța Mare. M-am întrebat de nenumărate ori de unde vin chestiile astea în relație cu înșelatul. Ce e înșelatul? E o boală care se transmite din tată în mamă, din mamă în vecin, din... Nu! E specific zonei de unde suntem fiecare. Oltencele înșeală oltenește, moldovencele înșeală în toate fel, în moldovenește, ardelencele înșeală ungurește. Cum ar suna un cântec despre înșelat în zona Ardealului, în Maramureș, acolo? Yeah. Așa sună. Maramureș, plai cu flori, măi dorule, mai mândră vine acasă în zorii, măi dorule, mai dar nu vine singurică, măi dorule, mai ci cu șogorul romică, măi dorule, mai auzi, vă, muierea mea, luată cu acte și cu popă, la 3 dimineața vine cu altul de mână. Păi eu nu suport așa ceva. Tu, Mărie! Ai, Ioane, ce m-am speriat, am crezut că e miliția. Tu prostă. Nu, tu perfectă. Ia să-mi răspunzi la 3 întrebări. 1. De unde vii la ora asta? 2. Care e capitala Japoniei? Și 3. Cine e ăla de te mamelește? Oprește-te, bă, cât vorbesc cu ea. Păi, Ioane, 1. De unde vin la ora asta? Smiley. 2. New York. Și 3. Romica. Tu, muiere, New York nu e capitală, Tokyo e capitală, să vezi ce te Tokyo acasă. Că-i un spui de moroșan, măi dorule, măi, bate la mândra câte un an, măi dorule, măi, și la șogor câte o lună, măi dorule, măi, pe am mâna să n-o pună, măi dorule, măi. Să intri după Radu Pietreanu e ca și cum ești vicecampion la ruleta rusească. Și știu, acum mi-a picat fisa de unde vine chestia asta cu înșelatul. De la faptul că vă întâlniți ca fraierii. Vă întâlniți, vă îndrăgostiți, toți vă sfătuiesc, poeții, cântăreții, hai să ne întâlnim sâmbătă seara. Au luat toate piesele alea cu 60 de ani. Să ne întâlnim sâmbătă seara, mă întorc la tine iar și iar. Bă, de ce să vă întâlniți? Eu vă sfătuiesc să nu vă întâlniți, că scăpați de toate belele. Și am și un cântec pentru asta. Auzi, Cătălin. Ce? Să nu te mai întâlnești cu nimeni, să-ți cade belele. Nu știu nici cum arăți, nici cum te cheamă, dar sigur știu că vreau să te întâlnesc, să simt în piept fiorul ca o lamă. Și fericit să spun că te iubesc. Apoi când ochi străinori se te îmbete, voi suspina gelos și chinuit, și dându-mă cu capul de perete, voi regreta că m-am îndrăgostit. Așa că hai să nu ne întâlnim, iubirea-i doar motiv să suferim. Adevărat. Vom face nunta și vei fi mireasă, vom merge acasă, bem și să gătim. Tu vei ajunge o gospodină grasă, iar eu un biet alcoolic anonim. Iubirea nu-i cum ne-am închipuit-o, ne vom iubi doar 5 minute joi, iar tu ai să mă înșel nenorocit-o, iar eu a să vă pușc pe amândoi. Ce romanță! Și vom îmbătrâni ca fiecare. Ce romanță! Și ne vom tachina cu mult cinism. Tu ai să scapi proteza în mâncare, iar eu am să mă plâng de romatism. Vom fi zgârciți la bani și la de toate, vei fi senilă și voi fi tâmpit, și vom dormi în paturi separate, și nici nu vom mai ști că ne-am iubit. Așa că hai să nu ne întâlnim, iubirea-i doar motiv să suferim. Bă, câtă dreptate are Radu. Îl iubesc. În moartea va veni să ne despartă, ne-or pune pe amândoi într-un sicriu, dar și acolo vom fi puși pe ceartă, care din noi arată cel mai viu. Prin cimitir scandalizând vecinii, vom bântui fantome pe alei, pe-al tău mormânt vor crește mărăcinii, certându-se cu mărăcinii mei. Așa că hai să nu ne întâlnim. Vezi? Dacă ne uităm că ne nu, dar ne înțelegem din nou. Motiv să suferim. M-am plictisit destul, așa-i? Ne-am emoționat, deci ne-am dus atât de departe încât mai bine nu plecam. Dar pe voi v-am băgat prea mult în seamă și pe public mai puțin. Știți că am obiceiul din când în când să cânt ceva cu publicul? Oh. Corect, da. Corect. Învățăm un cântecel. E un vals. Iubita mea din Curtea de Argeș. Curtea de Argeș e un oraș superb. Vă spun eu unde mă ajutați cu vocea. E vals. Tu, iubita mea din Curtea de Argeș. La Tea de Argeș cântați voi, da? M-ai chemat la tine în Curtea de Argeș și te-am căutat în Curtea de Argeș până te-am găsit în Curtea de Argeș. Ți-am adus o floare în Curtea de Argeș. Parcă mă vedeți când veneam cu floarea, da? Bun. Ca să o am miroși în Curtea de Argeș. Tu te-ai înroșit în Curtea de Argeș și m-ai sărutat în Curtea de Argeș. Vă dați seama ce porcării cântă? N-am pus eu numele localității, așa era. Da, dar ei empatizează publicul. Bravo! Te pupăm! Te salut, tineret în Adidas. Te salut, păi, generație în blegi, în blugi. Este o seară extraordinară. Suntem în 1999, 16 mai, când am aflat cu tragism că Gică Hagi vrea să se retragă de la Națională. Nu mai are chef să joace. Știu, atunci, înaintea meciului cu Ungaria, Adrian Păunescu a făcut o campanie de a îl sensibiliza pe Hagi să se întoarcă la echipa națională și a reușit acest lucru. Trăiască! Trăiască! Trăiască România! Trăiască România! Oricât ne-ar fi de greu! Oricât ne-ar fi de greu! Ne facem datoria! Ne facem datoria! Cu noi e Dumnezeu! Cu noi e Dumnezeu! Trăiască! Trăiască! Trăiască România! Trăiască România! Deja mă gândesc la meci acum, deja... România a și câștigat acel joc. Adrian Păunescu, un iubitor a fotbalului, știm bine. El cu Craiovei și era fan Craiova. Gândiți-vă, suntem în 1999, Ducadam ieșise la pensie. În acea perioadă, Radu Cioiu era în Italia, învăța româna. Tot în acea perioadă, Gardoș nu știa dacă să renunțe la Pampers să-și ia tricoul de națională. Iar Crăciunescu nu știa pe care parte a fluierului să sufle. Bun, bun, bun. Sunt în măsură să-l conving pe Gică Hagi. Gică Hagi, mă auzi? Mă înțelegi? Eu te înțeleg, cred că sunt singurul care te înțelege. Da, ok. Ce ne facem, oameni buni, dragi iubitori ai fotbalului? Am scris imnul Olteniei, am scris imnul Rapidului, nici eu nu mai știu cu cine țin. Trebuie să facem cumva ca această națională să ne reprezinte cu cinste în meciul cu ungurii, cum n-au făcut-o în 600 de ani de când au venit ei aici. Bine, acum vorbim despre Gică Hagi, dacă mă auzi, mă aude? Bineînțeles. I-am scris și o poezie cu gândul că vă asculta și se va întoarce la națională. Cântec pentru cel mai bun, dați-mi voie să o citesc din memorie, asta e memoria mea. Oricâte ofense, oricâte dezastre, la gestul de a nu mai juca, te dispun spre binele tău și al patriei noastre, tu fă-ți datoria de a fi cel mai bun Sunt proști pretutindeni în lume, vezi bine, mizeria e scrisă în tot ce-i lumesc, dar pasul în arenă depinde de tine, că știi că atâția români te iubesc. N-ai unde să pleci să trăiești ca sihastru, oricâte himere în drum te-au chemat, acum tricolorul roș-galben-albastru își cere să vii să-l slujești ca soldat. Când urlă furtuna și vin naufragii, când orice absență devine un rău, reia bătălia, întoarce-te, Hagi, în numele mamei și a tatălui tău. Hai să trăim bucuria întreagă a întoarcerii fiului risipitor, mușata armână cu piră te roagă ca iarăși să fii cel mai bun tricolor. Bravo! Bravo! O găsiți la pagina 1285, aici în cartea mea. M-am gândit să-l introduc pe Gică Hagi și în unele poezii de ale mele consacrate. Cine e fotbalist pe stadion, nu-n gând, mai ude și în somn, publicul înjurând. Că am fost, că n-am fost, sau suntem jucători, astăzi îmbătrânind, devenim antrenori. Ce sportivi, niște glorii ce nu mai au loc, de atâția pițurci ce nu-i cheamă la joc. Niște moși pe teren, respirând tot mai greu, sunt acești fotbaliști ce ratează mereu. Chiar acum când scriu, ca și când aș urla, eu îi știu și îi simt, chefuind undeva. Ne amintim și de ei după luni, săptămâni, fani, bătrâni ce suntem cu sportivii bătrâni. Cine are sportivi pe stadion, nu în gând, mai aude și în somn publicul înjurând, că din toate ce sunt, cel mai greu e să fii nu campion pe teren, ci campion la beții. Publicul înjurând, lucruri multe a spus despre mame, soții, când mai jos, când mai sus. Mai avem noi sportivi? Mai ne aduc bucurii când pierd meci după meci, numai fan să nu fii. Și apoi fericiți când acasă au plecat, se întreabă în cont cam câți bani le-au intrat. Și ca niște stafii vin în show-uri TV despre meciul pierdut, declarând aia e. Cine e fotbalist încă nu e pierdut. Cine e fotbalist trage șat după șut. Enervanți pot părea când n-ai ce să le dai, că sunt full de mașini, de gagici și parai. Ba nu văd, ba n-aud, pe teren fac pași mici, de la șpriț și a urma, de la bere și mici. Cocoșați, cocârjați de lănțiguri de un kil, ascultând Adrian cel minune copil. Cocalar tu îi simți și știu că e așa și discută cu tine ca și cum te-ar scuipa. Și apoi când vom fi umiliți de maghiari, de feroe, armeni, albanezi și tătari, vom pricepe de ce fanii înjură urlând și îl doresc pe teren, iar pe Hagi jucând. De ce nu suntem iar țara de neînvins, deși suntem destui, Hagi trebuie convins. Vino, Gică, să fii încă o dată erou, România să faci campioană din nou. Bravo! 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 Lumină, luptă, libertate! S-a ridicat părtul. O să vedem imediat imnul tricolorilor. Oricât ne-ar fi de greu, ne facem datoria. Cu noi e Dumnezeu, trăiască România! Doamnelor și domnilor, aplauze puternice pentru Radu Pietreanu! Era normal să mă chemați pentru șușele de pe litoral de acum 30 de ani, că nu eram capul șușelor acolo, zic, veneau la cu goarna. Compania Marilor Pestacole anunță în seara asta tot felul de actori, de cântăreți, români, străini, aduceau de toate, numai să vă ia banii. Și eu o să încerc să suplinesc un spectacol întreg, cum erau pe litoral pe vremea aia, cu ajutorul juriului. Am un bol... Un spectacol întreg? Oh my God, fii atent acum. Crezi că are un bou. Cu câteva personaje și voi veți trage câte un personaj de aici, iar eu încerc să-l joc. Fiecare poate să tragă maxim 2, sunt 8. Ia să vedem. Dă-ne și nouă, Delia. Doamnelor și domnilor. Avole, am tras mai multe. Ascult, ascult, sunt pregătit. Tudor Gheorghe. Tudor Gheorghe, așteptați câteva secunde. Nu-i că noi suntem un neam, ca frunza lucind pe ram, dacă n-aveam și de soi, trăgea multul mai la noi. Oh! Dar fi moartea ca Delia, singur m-aș duce la ea, dar mi-e moartea despletită. Nu e ca Delia gătită, și pe buze rumenită, măi. Ochii ei de albăstrea, hainele ca sorcova, buzele doi cocoșari, nu ca roșii, ci ca mari, măi. Muică! Noi suntem un neam, mai bine nu ne nășteam. Vestul cât e de înflorit, ne-am dus și l-am prăpădit. Din Germania noi am luat tot ce înseamnă bancomat. Îți spunem direct acolo următorul, da? Hai da, să... da. Delia Albano. Albano s-a mutat de tot în România și-a văzut casa din Italia. Dopo questo mutamento, dentro un nuovo appartamento, regrettata la mia casa italiana. Am tricăuri în tavan, am căzan și un șobolano, și căldură și lumină din banana. Un idiota di vecino, noi facciamo vesti plino e mi dici che io sono impotente. Dar mă jur pe mama mia că și propria lui soția face amore con întregul regimento. Dimineața, dar și seara, un pluton de amanti pătrunde în tanții și saram, și oferă discreto dacă mă completo și saram. Iar bărbatul sărmano, un gioco di mano di più. La seara! Sanremo! Următorul, da? Dan Spătaru. Trecea fanfara militară în frunte cu un tambur major, tras prin inel cu mustăcioară și buzdugan strălucitor. Tam-taram, 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 tam-taram. Eram copil în primii ani de școală și aveam o profă bună de murai. Și alerga băieții mari pe afară și învăța cam totul despre cai. Eu mă uitam la doamna profesoară, parcă voiam și eu câte ceva. Și observam în fiecare seară cine venea în vizită la ea. Venea armata militară în frunte cu un sergent major. Un alt pluton stătea pe scară și un batalion dormitor. Și atunci doamna profesoară, cu un zâmbet cald seducător, le cam dădea la toți lucrare, și teză și laborator. Bună! Urmează Chris Norman. Da? Cine? Nu, nu, cine? Cine? E, a fost la Beach Please. A fost la Beach Please? E trapper. Trapper? E trapper. Cine mă Chris Norman? Nu-mi băga degetul în ureche, unul. Doi la mână, nu știu. Trei la mână, îți bag pixul în suflet. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. It's for 24 years I've been living next door to Alice. La mine în bloc e o fată de vis, îi place să cânte și o cheamă Alice. Eu am o casetă care îi place precis. A ascultat-o aproape plângând, m-a rugat să-i o pun de 3 ori la rând. I-am tras-o și ei să o asculte oricând. Ce boxe are Alice și ce casetofon, cu microfonul în mână o privesc de pe balcon. Și îmi imaginez cum aș face înregistrări cu Alice. Alice! Bună! Înregistrări la fluier, la caval și saxofon, să ia din gamă în gamă și mai sus cu un semiton, că oricine își dorește o partidă de trombon cu Alice. Că oricine își dorește o partidă de trombon cu Alice. Urmează Jean Constantin. M-a stat pe șoară, domnule comisar. Cu ce limbă? Păi a spus că faceți rost de o mașină. Dar asta ce-i? Păi asta e mașina, asta e un pete cu puțină mașină. Asta e un fel de râșniță. De unde ați luat-o? N-avea și trotinete? Ai spus ceva limbă? Eu? Nimic, domnule comisar. Domnilor și domnilor, nu stau mult pe capul dumneavoastră că am spectacol peste jumătate de oră în Baia Mare și peste o oră în Constanța, Craiova, Iași și Târnu Severin. Ca așa făceam toată vara. Făceam 5 orașe pe seară și Nicu Șordan nu poate să facă un cartier în 5 ani. Așa se întâmpla. Începeam o glumă în Mamaia, o terminam în Venus, cine să înțeleagă? Eu nu am venit aici să vă spun glume, am venit să-mi cer scuze la doamna Delia, că vă iubesc și vă respect. Dar nu-mi permit să vă cer de nevastă, nu mă lasă nevastă mea. Plus de asta, dacă ieșim seara pe stradă, zice lumea că ați ieșit singură. Da, mă uit la băieții ăștia doi. Unul cu barbă parcă-i dac, unul cu tatuaje parcă-i drac. Vă rog să mă credeți, n-am alergat eu prin țară în turnee cât au alergat ăștia de prin America după Andrele. Și dacă nu le-au prins, au mulțumit unul cu altul. Eu aș mai sta, dar se face întuneric și mi-e teamă să nu mă confunde lumea cu Florin Piersic. Că noi doi semănăm. De-aia zic, cât mai e ziua, vă spun bună seara. Mulțumim, maestre! Impecabil! Și urmează... Toto cu Tunio! Toto cu Tugno! Opa! Opa! Lasciatemi cantare con damigiana in mano. Lasciatemi cantare, sono un moldoveano. De ce te uiți la mine? De ce te uiți la mine? De ce vă uitați la mine? Am uitat la el care s-a uitat la mine. De ce? Că-ți bețivi, că beau? Moldoveano come un pugno in dente. Par în capul dacă nu stai atente. Te dai amore con topore nel cuore, că te-ai culcat aseară cu Grigore. Buongiorno Moldova cu un cognac ristretto. La noi se beve și spirt și oțeto. Rochiu de pierzi, de pufoaică, de dude. E important să avem buzele ude. De ce vă uitați la mine? De ce vă uitați la tine, la oglindă? Buongiorno Ioane de ciobați pe Maria, că mi-a băut aseară toată tăria. Vezi, zis de calii. bat și pe matale. Lasă-te mică în tare, Cotanigiana-i mano, sono un moldoveano, moldoveano vero, moldoveano vero. Urmează Rădulescu! Dem Rădulescu! Eram plecați în prospecție prin părțile dumneavoastră pitorești când am suferit un groaznic și original accident. Elicopterul nostru care mergea spre tabără a făcut o mișcare bruscă, colegul meu s-a dezechilibrat, m-a prins în brațe și am căzut pe teritoriul fermei dumneavoastră. Vai, dar ce frumos ați făcut aici! Ce idee genială să facem emisiune de umor cu asemenea juriu select! Dem Rădulescu! Dacă eu îmi făceam un cabinet de machiaj, angajam mecanici auto. Asta era râsul, da. Dar mie îmi place să joc în filme. Am jucat în Veronica, eram Motanul Denilă. Eu sunt Motanul Denilă. Doamne ajută că n-am zis Motanul Dăncilă, că jigneam inteligența motanului. De asta am venit să jucăm în filme. Vreau să joc cu colegii mei din juriu în Capra cu trăiezi. După cum vedeți, mie revine doar lupul. Omagiu, omagiu. Vă pup pe toți, la revedere. Așa, urmează Mihai Constantinescu. E o lume minunată în care veți găsi voi. Mai tare! O lume cu mult soare și mii de jucării. Ia. E o lume minunată în care veți găsi nu mai prostii. Am nimerit-o. Mă prostii. Magicieni și striptease și fel de porcării pentru copii. Pe scenă ai umor, umor nu vei găsi. Nu mai prostii. Lume răsuflată, de nici nu pot zâmbi pentru copii. Eram fost la Ai Umor, dar totul s-a schimbat. În locul lui Bendeac e un individ barbos și un tatuat. E o scenă minunată în care veți găsi nu mai prostii, cu magicieni și stricte și alte porcării pentru copii. Bravo! Iată și imnul, imnul Ai Umor. Urmează Radu Pietreanu. Mugur Mihăiescu. Eu de pe astăzi am înțeles de ce Radu Pietreanu este nașul de curunia lui George Tănase. Da? Bă, e cameleonic. Deci i-am epoizat pe toți? Da. Să faci 8 personaje, da, unul după altul. Și rapid se schimba imediat pe cântat, pe personaj, pe actorie, pe... Excelent! Vă iubesc! Și noi te iubim! Mulțumim frumos! Mulțumim, Radu Pietreanu! Apariție muzicală, Radu Pietreanu. Impersonări. Radu Pietreanu! Sunt un fel de Gigel Frone al Ai Umorului. Eu tot timpul sunt omul cu chitară. Chiar am văzut un coment la o postare cu mine. Bă, dar ăsta tot timpul cântă. Da, eu nu mă știu altfel decât cu chitară. Bună seara! Bineînțeles că vă așteptați la răutăți de la mine, dar la câte s-au spus despre voi patru și despre ăilalți doi de la intrare, despre 6 oameni să vorbească 10 de oameni, fel și fel de lucruri rele, urâte, dure. Nu pot. Eu vreau să vă cânt ceva frumos, romantic, o baladă englezească. Trăia de mult în Anglia King Arthur, căsătorit cu blonda Guinevere, dar gelozia îl făcea cam dur și adeseori lipsit de maniere. Bă, ce fac eu aici? Oameni buni, vorbesc cu publicul. Nu v-ați plictisit de atâtea sezoane oamenii ăștia din jurul să stea aceea să facă fundul mare pe scaune? Avem un sezon, un... Dar stai, voi doi încă aveți fundul mic. Dar uite aici, avem veteranii. Vreți să-i punem la treabă? Da! Vreți să-i punem la treabă? Vrem, da! Vreți să vedeți că și ei pot să fie pe scenă, să vă bucure cu ceva? Fraților, toți patru, vă rog, veniți pe scenă. Hai că avem treabă. Interactiv! Interactiv! E groasă. Îi pune să danseze, fii atent. Concurenții sau invitații, vă rog să mergeți la juriu. Stați frumos pe locurile lor. Noi aici avem treabă. A, ce bine aici. Așa, uite ce frumos stau. Stai așa să-mi aduc recuzita. Uite, chiar comod este. Ce avem astea acolo? Ale noastre. Veți fi atenți la text. Veți fi atenți la tot ce se întâmplă, pentru că e instantaneu. Voi nu știți piesa, voi sunteți atenți și jucați. Când trebuie să dați replici, vi le soptesc eu la ureche și voi le dați, da? Domnea de mult în Anglia King Arthur, căsătorit cu blonda Guinevere. Era mai mișto, mă, cu fesul. Uite ce mișto. Papagal. Dar gelozia îl făcea cam dur. Respectul față de dumneata m-a obligat să por coroana. Și adeseori lipsit de maniere. Și tot acolo, în vechiul Camelot, printre soldați, găini și hahalere, trăia și cavalerul Lancelot, îndrăgostit de blonda Guinevere, dar nu iubea la modul abuziv și nu o dorea la pat cum fac păgânii. El își dorea de-a dreptul obsesiv lui Guinevere să-i sărute sânii. Deja bălești. Și ar fi dat și rang, și bani, și tot, să muști un pic din sfârcurile faine. Cu capul se dădea de Camelot și de pe el smulgea și păr și haine. Dar Merlin, vrăjitorul, îl văzu și spuse: Cavalere, știu o cale să-i pupi reginei sânii cât vrei tu. Te costă doar 1000 de parale. Bătură palma. Merlin de îndat i-a pus, fără ca cineva să-l vadă, un pumn de praf descărpinat reginei pe când se afla în cadă. Pune-i praf descărpinat. Regina e în cadă, se spală, nu știu ce, și la un moment dat ia ăsta cu praf descărpinat. Măi Merlin, zise Arthur supărat, soția mea se scarpină într-una. Soția mea se scarpină într-una. N-ai vreo soluție antiscărpinat? N-ai vreo soluție antiscărpinat? Ai eu? Există o soluție, numai una. Există o soluție, numai una. Saliva unui a zis Lancelot. Vindecă mâncărim și cicatrice. Dar trebuie aplicată peste tot. Și 4 ore trebuie să o aplice. Deci este... Nu există așa ceva. Și imediat se puse Lancelot reginei să aplice tratamentul. O, nu, n-aș vrea să văd. Cu balațâțe, peste toi, bolborosea între ele ca dementul. Și după 4 ore, fericit că și-a făcut damblaua vieții sale, Sir Lancelot cu Merlin s-a întâlnit. Să-mi dai cele 1000 de parale. Să-mi dai cele 1000 de parale. Nu-ți dau nimic, băi, boșoroc tâmpit. Nu-ți dau nimic, băi, boșoroc tâmpit. Am zis că nu-ți dau. Am făcut damblaua cu regina. Dă-mi banii! Nu ți dau, te-am păcălit! Să nu regreți și doar a ta e vina. Și Merlin în castel s-a strecurat când regele se îmbăia alene și a pus un pumn de praf descărpinat temutului King Arthur în ismene. Văd unde merge asta. Văd unde se duce. Și-a tremurat întregul Camelot când regele și-a revărsat mânia și a țipat: că vine Lancelot! Da, stă-și. Morala e: plătește-ți datoria. Da, aplauze pentru cea mai tare trupă de teatru! Foarte drăguț scena. Mi s-a părut foarte amuzant. M-a făcut lingău, trebuia să o link pe doamna Delia și după aia trebuia să link pe Cheloo la... la Chel. A fost amuzant. Aplauze pentru Radu Pietreanu. Mama mea, tată! Lecție, bă, de teatru! Eu cred că, din punct de vedere mediatic, te pe noi cu mare profesionalist. Radu Pietreanu, prietenul nostru, ne-a umilit cum nu ne-a umilit nimeni. Deci asta este deficit de imagine. N-am știut ce mărșăvie scoate din el, n-am știut că ne va arăta publicului pentru eternitate în halul ăla. Domnul Radu Pietreanu, găsesc eu o formulă să vă doresc înapoi tot binele făcut. Să vedem notele juriului. Doina. A fost așa ca un exercițiu de improvizație de anul întâi. Între orbi. Tu ai fost și povestitor și suflor, să înțeleg? Păi ei nu știau piesa. Ei nu știau. Dar văd ce bine au zis-o din prima. Am înțeles. Cu voi actorii se muncește luni de zile pentru o premieră. Nu prea se mai muncește chiar atât de mult. Adică nu mai sunt premiere, să înțeleg. Sunt. Dar nu aveți de unde să știți dacă sunteți aici. Aveți, bă, de asta n-are bani, mă. El face scenete de astea și în muguri face filme. A apărut în filme. Păi, face filme, a apărut, nu contează. Am înțeles de ce Bordea s-a lăsat de actorie. N-am înțeles de ce s-a apucat de... N-am înțeles de ce s-a apucat de improvizație, că nici acolo nu prea merge. La fel, am înțeles și asta, perfect. Votul meu merge pentru Cortea. El a fost cel mai chinuit din toată această... Dar și cel mai câștigat. Depinde cum pui problema. Cortea, bravo, te-ai descurcat minunat. Mulțumesc frumos, mulțumesc, română. Și trecu, mă, Elis, tot și gata. Din punctul meu de vedere, Cheloo merge mai departe. Aplauze pentru ismene, nu? Exact. Deci mă gândesc că orice aș fi spus în 10 minute de roast, aș fi fost prea puțin pentru ce le-am făcut acum. Da. Vă mulțumesc din suflet. Sper că voi rămâne în amintirea oamenilor exact așa. Vă pup pe drag! Trump! Kids! Trump! Bine ați venit! Cu traducere, te rog. Cum este fără Facebook și Instagram? Sunt un om liber. Pot să scriu ce vreau, nu citește nimeni. Ați venit să conduceți România? Nu, am condus avionul Air Force 2 până aici. De aici încolo depinde. Mulțumesc. N-ai pentru ce. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze puternice pe Donald Trump! În sfârșit, o personalitate în platou. Trump, ca personaj istoric, pentru că el este deja istorie pentru Statele Unite, este unul dintre cei mai controversați, iubiți, urâți, disprețuiți, onorați președinți comerciali ai Statelor Unite ale Americii. Hello, Romania, wherever you are, whatever you are. Am rămas șomer și m-am gândit că aveți nevoie de un președinte. Mie puteți să-mi spuneți Plăvanu, că nu mă supăr, sunt mare. Puteți să-mi spuneți Mutu, că nu mă supăr. Nu se pare că Trump are față de bebeluș bătrân? Și gurița aia, nici iujetă. Și face așa tot timpul, țugăie buzele când... Nu-ți pare că arată așa? Am venit în România să-i întorc vizita lui Dragnea. nu se poate ajunge la el. E cel mai bine păzit politician. Ce... Guantanamo-i promenadă pe lângă Rahova. E bine că aveți pușcării, multe. În America, la fiecare 6 secunde, un om este prădat, jefuit. Și îl și știu pe omul ăla. E stresant pentru el. În România, în fiecare secundă, 15 milioane de oameni sunt jefuiți. Și îl și știu pe Câțu ăla. Câțu e, stai că mai multe variante. Câțu, Câțu. V-ați prostit, au trecut 3 luni și tot Câțu. Îl știu pe Joe Biden de când era tânăr și umbla cu Mihaela Rădulescu. Era băiat deștept, acum e senil, spune o frază de mai multe ori, uită că a spus-o, o repetă. Vai de el, Doamne ferește să ajung ca el. Când am plecat din Casa Albă, mi-a spus că Melania poate să rămână. De ce să rămână? Că el nu e în stare decât să se uite la ea. Mă uit la Melania, mă uit la Delia și mă gândesc că dacă divorțez îmi ia Melania jumătate din avere. Dacă mă căsătoresc cu Delia, îmi dublez averea. M-am gândit să fac un spectacol cu Delia, să se numească Donald Delia. Tu cânti, eu mă dezbrac pe scenă, deși lumea a fi încântată să facem invers, nu să te vadă pe tine dezbrăcată, ci să nu te audă cum cânti. Oh. Ai slăbit, îmi place de tine. Am venit cu un Air Force One plin cu sandvișuri pentru tine. Let's make Delia great again! Uite că trebuie după sandvișuri. Unde? Mr. Bendea, îmi place tot ce faci. Femei, bărbați, Carol. Am auzit că ai scos și o carte. Păzea. Felicitări mamei tale. În sfârșit, după 30 și ceva de ani, mama ta a făcut și ceva de calitate. Să știi că avem cam același destin. Eu am fost dat afară din politică de 2 politicieni care nu se pricepeau la politică. O să fie dat afară din Ai Umor de 2 colegi care nu se pricep la umor. Așteaptă. Seara, Mr. Cheloo. Aici. Vreau să te invit la un poker sau la un golf, dar să știi, pokerul se joacă pe bani, golful pe iarbă. Ce alegi? Golf. Direct. Te-aș invita în America, dar te-ai plictisit groaznic, pentru că în America Black Lives chiar matter. Uneori. Și în România viețile negrilor contează, așa că vă sugerez să desfințați expresiile să moară copiii mei, să moară familia mea, să moară fata mea. Să vă spun un secret. Joe Biden e senil. Uită că am mai spus fraza și o mai spun odată. Acum se crede președintele Statelor Unite ale Antarcticii. Doamne ferește să-mi ajung ca el. Să știți că sunt foarte multe similitudini între America și România. Noi avem Statuia Libertății, la voi Statuia Libertatea. Noi avem Nevada, voi aveți Nevalua. La noi... indienii au căpetenii de trib, șefi de trib, vraci, voi aveți regi, prințese, copii de aur, împărați. Adevărat? Râzi, Cheloo, râzi. Am auzit că aveți probleme cu mexicanii din Harghita și Covasna. Mi-au mai rămas câțiva kilometri de gard, vi dau. Și așa Biden n-are ce să facă cu gardul. Nu v-am spus, e senil. Uite că am mai spus o frază și o mai spune încă o dată și încă o dată. Doamne, ferește să ajung ca el. Mi-au închis conturile, m-au dat în urmărire generală, vreau să mă deghizez și nu știu în ce, în ceva care să nu semene cu mine, dați-mi și mie telefonul de la clinica lui Loredana Grăza. Am fost înjurat de americani, nu mă prea halesc ei, că sunt gras și nu știu să cânt, un fel de compilație Pavel Bartos și Smiley, dar totuși Am învățat pe parcurs să cânt și aș ruga să-mi aducă cineva chitara atomică. O să cânt despre câteva vedete din România și dacă eu mint despre ele, mă luați cu huo. Thank you. Dacă spun adevărul, aplaudați. Cântă cucu, bată-l vina, fals ca Brenciu și Caina. Cântă fals cu glasul slab, parcă-i pui de holograf, măi. Așa e, dacă nu e corect, mă luați cu cucu. Da, da. Cântă cucu în cotmea, n-a plictisit ca Loredana. De-i se negrește pielea și-l confunzi cu Alex Velea. Cântă cucu plin de silă, de zici că-i Tudor Chirilă. Ameno! Cântă cucul printre crăci, parcă-i pupa pomohaci, măi. Nu mai zic, nu mai zic de asta, nu mai zic. Hai, Trump. Hop! Nu mai zic că se leagă blestemul de la ăsta, se leagă. Vă place Carla's Dreams? Da. Da, vi se par cântăreți? Negri la față și cu glugă în cap? Mie mi se par conațional la fura de găini. Cam așa ar trebui să fie piesa lor. Am mințit cu fiarele, ne-ai aflat adresele și ca un hoț te-ai strecurat în curtea mea. Mi-ai furat și ghetele, ghetele cochetele. Tu le porzai oba, eu nu-s prost, bă, dar mă tem cumva de vite de gâște de oi, pentru că tu ești în curtea mea, bă. Dă găina, bă, bă, dă găina, bă, dă găina mea. Și voi, bă, dă găina, bă, bă, dă găina, bă, dă găina mea. Trump. Goodbye, Romania, wherever you are, whatever you are. Bravo, bravo. Cum e să fii Radu Pietreanu în 2021? La machiaj n-au făcut mai nimic. Au schimbat un bătrân cu alt bătrân. Mie mi se pare o apariție extraordinară. Cine contestă vacanța mare, contestă umorul din România. Și ne bucurăm că omul a vrut să vină aici. Vreau să vă spun God bless Delia, God bless Mihai, Joint bless Cheloo. Aplauze pentru președintele nostru cântător! Garda veche, copii!